Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Vreau să alung cineva. Mă chină cu tot. Nu, niciodată. Trăiesc într-o casă de chirpici, unde seara nu se aprinde becul, ci doar lumânarea. De 10 ani trăim fără curent electric. N-au de niciunele, dar se au unul pe altul, ca să meargă mai departe. Și aici are o instalație care cumpăr mereu baterii, dau câte 3 lei și le aprinde și să aibă și ei. Și stă noaptea cu ea. Cum arăta viața voastră? Clasic corporatistă. 9 to 5. Dacă era 9 to 5, cred că era bine, nu mai eram aici. Dar era, da, plecai la 7 și ceva de acasă, stăteam undeva prin zona Pantelimon și erau multe ore în trafic. Când ajungeai acasă, nu prea mai era întreg la cap. Păi, dor de București? Nu. Obosiți de haosul orașului. Păream ca niște șoricei care erau toată ziua așa pe rotiță și se întâmplau aceleași lucruri în fiecare zi. Și-au pus viața pe pauză într-un sat din Vâlcea. E atât de mare diferența între cum dai startul unei zile în București, în trafic, cu toată lumea nervoasă, grăbită, versus cum dai startul aici. Când ieși în grădină și îți dai seama că lumea de fapt nu e grăbită, noi o grăbim. Mai greu de așa, n-are cum. De singurătate, e cea mai grea pe lumea asta. N-ai cu cine să știi o vorbă, un cuvânt, nimic, cel mai greu. Singur în Valea Șchiopului, în satul din care oamenii au plecat. Când s-a înființat satul ăsta aici, îmi pare că era un șchiop în timpul ăla, pe valea asta pe aici. Și i-a pus denumirea la satul ăsta, Valea Șchiopului. Și acum, cum s-a sucit treburile și s-a aia, s-a terminat satul tot cu un șchiop, ca mine. El e omul pe care numai sălbăticiunile îl mai caută. Singur aici cu sălbăticiunile, aici cu... Și eu mă încerc cum am rezistat până acum. La Dumnezeu mă gândesc că poate pot să mă scol și mâine. Dumnezeu l-a luat aproape totul, dar a lăsat ceva, poate cel mai important. Puterea de a merge mai departe împreună după ce casa li s-a făcut scrum. De 10 ani, familia Opriș trăiește într-o casă de chirpici, fără apă, fără lumină. În două cămăruțe ridicate cu greu de tată, doi copii își caută viitorul cu lumânarea la propriu. Pentru ei, să nu ai e un stil de viață. Pentru noi, să ai și să dai poate să fie cu adevărat bucuria de a avea Crăciun. Vreau să alung cineva. O scenă de viață. Dintr-o Românie în care copiii își caută viitorul cu lumânarea. Unde visurile se nasc sub un acoperiș de chirpici, prin care intră vântul și iese fumul. În sărăcie Lucie. Așa trăiește de aproape 10 ani familia Opriș, după ce casa în care locuiau a luat foc. E încă o poveste tristă dintr-un lung șir de povești amare, pe care le surprindem poate în jurul nostru. Preocupați să ne facem nouă viața mai bună, uităm să le dăm atenție celor îngenunchiați de neajunsuri. Și totuși, mai există printre noi oameni care fac bine. Faceți cunoștință cu Samuel Negoiescu, omul care a ales să ajute oamenii. A terminat teologia, dar a înțeles că o faptă bună cântărește mult mai mult decât un cuvânt și așa, într-o zi, a lăsat casa Domnului ca să intre în casa omului. Când am terminat teologia, deja activitățile erau destul de dezvoltate și am fost pus personal în situația să aleg ce voi face cu viața mea, să urmez mai departe calea pastorației, ca să spun așa, sau să mă dedic
cu totul acestor acțiuni cu caracter social-umanitar. În final am ales să mă dedic acestei activități, ceea ce nu-mi pare rău deloc că am făcut alegerea aceasta, pentru că satisfacția este enormă și pot să îmbin și partea, să zic, pastorală, cât și cea de ajutor și implicare în viața oamenilor. Sunt foarte mulți oameni săraci, însă sărăcia nu este în zilele noastre așa cum era acum 10 ani, 20 de ani sau când eram eu copil, pentru că atunci oamenii săraci erau altfel, cel puțin cum i-am văzut eu în copilărie, și acum aș putea spune că sărăcia o evaluăm într-un alt mod. De 15 ani, Arădeanul întinde mâna celor care au nevoie, bolnavi, nevoiași, încercați de viață. A început în 2007, când a ajutat prima familie săracă și, în timp, a ajuns să schimbe mii de destine care i s-au lipit de suflet. Fiecare caz mă marchează și am ajuns, din fericire sau din păcate, să mă duc și la psihoterapeut, pentru că am nevoie să mă descarc de toată energia pe care o acumulez de la fiecare caz în parte. Este foarte greu să duci cu tine atât de multe povești a unor copii care nu mai sunt printre noi, a unor părinți care au murit în urma cancerului, pe care ai cunoscut acasă, cu care ai vorbit, cu care poate ai băut o cafea. Și atunci când tu ajungi la ei, omul se deschide, își deschide sufletul, își spune povara, își spune suferința prin care trece, durerea prin care trece, greutățile prin care trece, neajunsurile pe care le are, și tu ești acolo ca să-l ajuți prin Asociația Speranță pentru România. Și toate aceste povești te încarcă. Și la un moment dat simți că nu mai poți, simți că trebuie să te descarci de ele. Astăzi coordonează una dintre cele mai mari asociații umanitare, care face legătura între cei care au și cei care n-au. Fiecare primește de la celălalt ceea ce are nevoie, de la lemne de foc, materiale de construcție, până la alimente sau bani pentru tratamente costisitoare care să le salveze viața. Când te duci și ajuți un om, fie cu alimente, cu lemne de foc, o sobă, sau îi oferi practic tratamentul de care are nevoie pentru boala de care suferă, lucrurile sunt practice și satisfacția sufletească este mult mai mare și vizibilă în același timp. Sunt peste 450.000 de oameni care au donat cel puțin o dată pentru astfel de cazuri și am strâns până în momentul de față peste 9 milioane și jumătate de euro. Am reușit prin site-ul nostru, speranțapentruromania.ro, să creăm o platformă de fundraising, de strângere de fonduri în timp real. Astfel că tu, donatorul, vezi în timp real ce se întâmplă cu donația ta. Se afișează pe site, într-o listă de donatori, sumele sunt afișate, astfel încât și tu, donatorul, și tu, beneficiarul, și tu, noi, administratorii, putem vedea în timp real ce se întâmplă cu sumele, adică ce sumă s-a strâns, atât pe total, pe global, cât și pe fiecare caz în parte. Fără ajutorul nostru, mulți dintre cei care sunt în nevoie n-au nicio șansă. Astăzi, împreună cu Samuel, mergem într-unul dintre cele mai sărace sate din Teleorman, să aflăm povestea familiei Opriș. Doi părinți, un împreună, mai uniți. Casa a luat foc, eram pe 15 februarie, a luat foc, am anunțat pompierii, am venit de la muncă, a stins prima oară și a doua oară s-a aprins flăcările și a ars toată. Și a ars toată? Da, toată. Și a trebuit practic să o construiți practic de la zero. Practic am băgat vola în ea și am luat-o de jos. Așa cum e. Am început de la fundație. Cine a construit? Înțeleg că dumneavoastră ați... Eu cu mâna mea singur. Dumneavoastră singur. Cât v-a luat? Păi cam toată vara am apucat să iarnă. Că n-aveam bandă, materiale, luam câte 10 saci și mai luam o mașină de piatră. Împreună, cele cinci suflete își împart amarul în cele două cămăruțe pe care tatăl le-a ridicat singur, cum a putut, cu mâinile goale. Condiții nu e, dar mă mulțumesc cu atât. Ce vă lipsește? Ce îmbunătățire ați aduce? Ce ați avea nevoie? Păi nevoie este de o energie electrică pe casă, că mă avantajează la copii. De 10 ani trăim fără curent electric.
e viața așa în beznă? Adică oamenii probabil care se uită la noi nu înțeleg. E greu. E greu și pentru mine, e greu și pentru copii. De ce credeți că v-ar fi mai ușor cu un curent electric? E un curent electric ar fi mai ușor, că mi-e greu cu fata care îi trebuie, că îi vine lecțiile pe telefon, e greu, mai le trebuie la un televizor, la ceva, ei n-au nimic. Nu aveți televizor, nu. Copiii nu se uită la desene? Nu se uită absolut la nimic. Ar trebui curentul, ar, la un frigider, la o mașină de spălat pentru soție, că spală manual, tot. Asta e greu fără un curent. În curte, mama tocmai întinde o frânghie de rufe. Are mâinile crăpate de atâta spălat în albie, dar nu se plânge. Până mai ieri căra apă de la vecini. Acum îi mulțumește lui Dumnezeu și oamenilor care, prin intermediul asociației, i-au ajutat vara trecută să-și sape o fântână în curte. Anul ăsta e făcută. Acum, în prim vară, că era vară afară. Și înainte de unde luați apă? Prin vecini. Nu, încălzesc în casă, la plită, încălzesc și spăl în casă, pe masă. În primăvară, ligianile, de afară, mai le lasă o suce, o săptămână, două, mai le pun în casă pe ații, mai să-l suce de școală la copii. Așa ai dat la Dumnezeu, încet, încet, se face cu toate, cu ajutorul Dumnezeu. Uite, așa o scuturăm și o dăm, facem uite așa, ca să nu ne mai ne chinuim și să fac că e uscat. De când te-am spălat, doamnă? De când să vă spun eu, de când eram copil la mama acasă. Nu ați avut niciodată mașină de spălat? Nu. Niciodată. Spun dero, le spăl, le clătesc, le întind, să mai usucă, mai... Vara să usucă mai repede, că e vară, e cald, dar iarna le pun în casă, pe ață, să usucă și nu îi las copiii deloc murdari, tot îi scrie să-i spăl. Dar crede că v-ar ajuta mult să aveți curent și o mașină da, de spălat? Da, mi-aș dori. Da. Cu ajutorul Dumnezeu pe toate le. Rar cu vine vorba, era în rândul lor. Dar o dată la cât timp spălați? La două zile, la trei zile. Nu știe cum e să spel hainele în mașina de spălat. Nu-și poate imagina luxul ăsta, dar nici nu-și poate trimite copiii murdari la școală. Nu-i las. Așa s-a mărâtă, cum mi-a dat Dumnezeu, dar nu-i las. Murdăcă nici murdari. Cu ajutorul Dumnezeu l-am și îmbrăcat și caiete și pixuri, că e trebuie la copii. Dar o baie v-ați dori? Copiii și-ar dori? Nu e posibilitatea așa ceva. Și toți își dorește cu mine în ziua de azi, toți copiii își dorește, dar știu copiii, știu situația. E până apă, fiecare face părâmbăiță, cu șamponel, cu gel de duș și fie curație. N-am treabă, îi mulțumim Dumnezeu. N-am, da. Uite așa spăl și ziua. N-am treabă, îi mulțumim Dumnezeu. Spăl, mă chinui. Ce, cu încet, trebuie să le spăli. Dar dumneavoastră cel mai mult ce v-ați dorit? Ce să mai îmi doresc? Dați vă să muncesc pentru ei, să-i cresc mari pentru lor. Ce să mai fie? O luminică ca să nu mai mă chinui. Mă chinui la mâniță, că e greu cu mâna. Să spele atâtea haine la toți părând, să le ai de la băiat și până la socrul meu, la toți ai la rând, să-i schimb. Dumnezeu le-a luat tot, dar le-a dat tot ce aveau nevoie ca să nu dispere, să nu se plângă, ci dimpotrivă, să-și înceapă ziua cu zâmbetul pe buze, chiar dacă nici azi nu au mai mult ca ieri. Cum vă descurcați? Greu. Ce e cel mai greu? Greu că nu este de treabă de... La mine e cu probleme, eu am avut probleme cu coloana. Și nu pot să duc mult.
la muncă. Că mai așa câte 2-3 zile stau pe pat. Cum este măgărușul? Măgărușul s-a îmbolnăvit. Nu-l mai ai, a murit? Nu. N-a murit, l-am dat la niște băieți. Am înțeles. Bine, a zis că vrea să lu. Când am chemat doctorul, a zis că nu mai are ce să-i facă. Și acum cu ce lucrezi? Cu nimic. Deci nu mai ai forță de muncă, nimic, nu mai ai nici măgăruș, nici cal. Poate reușim să cumpărăm un cal la primăvară pentru voi. În ochii celor doi părinți se citește regretul că nu pot face mai mult pentru copiii lor, care ar merita mai mult. Denisa e clasa a 7-a și e premiantă. Învață singură la lumina lumânării, ne spune tatăl, care ar face orice ca fiica lui să aibă parte de carte și de lumină, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru racordarea la curentul electric, familia ar avea nevoie de aproape 1000 de euro, o sumă enormă pe care n-au de unde să o scoată. E premiantă, învață, profesorii toți o cunoaște, o aplaudă. Păi mă doare sufletul pentru ea că cât am învățat online, m-am chinuit cu ea și a ieșit premiantă, prima pe clasă. Ea din clasa întâia așa învață, ea din clasa întâia a învățat, profesorul iubește, toți, ea nu a învățat-o nimic, ea învață din sine ei. Are nevoie de ajutor sau se descurcă singur? Nu, singură învață. Singură își scrie, singură învață, singură își face teme. Păi ea nu ajută nimeni. Sper că dacă învață să fie mai bine, să învețe și ce își dorește să meargă înainte. Ceea ce ne-a uimit foarte mult la familia aceasta este Denisa, care este premiantă la școală. Asta în condițiile în care de 9 ani de zile ea învață la lumânare. Nu are curent, familia nu are curent, pentru că nu au avut resursele financiare să se branșeze. De asemenea, nu aveau nicio fântână, pentru că în momentul în care casa a fost distrusă, fântâna a fost acoperită cu pământ și nu au avut posibilități să aibă o fântână, iar în vara aceasta, cu ajutorul donațiilor, am reușit aici în curte să forăm o fântână. De aproape 9 ani, tatăl se chinuie să ridice un acoperiș deasupra capului. Cu greu a reușit să facă două cămăruțe care te duc cu gândul mai degrabă la o iesle. Aici însă, între pereții ăștia crăpați, există mai multă dragoste de viață decât în 10 case la un loc. Aici fac mâncare unde fac vara când e cald, să nu mai fac foc în casă. Fac, pun la butelie. Aici aveți fac, practic, aici e bucătărica mea. Da. Unde fac mâncare, unde fac, unde fac în casă, la sobă. Uite cum mă descurc cu ei. Și cu mâncare, și cu... Și acum cu scumpirile astea vă descurcați? Mulțumesc Dumnezeu, eu mă descurc. Cred că sunteți dumneavoastră prea modestă. Nu știu, mă descurc, că nu pot să... Mi-au, le iau și lor, ce mai muncește și el. 30 de lei, 40 de lei, tot mi-a duce în casă și bun și ăia. Soțul mai muncește, da, cu ziua. El, pe colo, colo. Și aici aveți o cameră. Da, aici este. Toți patru? Nu, dorme decât eu cu bărbatul, cu Florin. Așa, deci aici e practic camera dumneavoastră, da, și a soțului. Da, mai stă și copiii cu noi ziua, seara, până mai târziu. Au rămas așa unde scrie ei, ca să aibă semn și luminică. Și aici fac mâncare. Și aici e? Da, aici e plituța mea unde fac mâncare, bag pe foc. Cine a făcut și soțul. De fapt, soțul a făcut tot. Da. Nu? El tot. Casa. El stârpul casei, cum e vorba aia. El face tot. Pământ pe sus, pământ pe jos. În vreme ce alte copile de vârsta ei se visează prințese într-un palat, ea nu-și dorește decât să stingă lumânarea și să aprindă becul. Un vis imposibil, deși a crescut în secolul tehnologiei. Și aici are o instalație care cumpăr mereu baterii, dau câte 3 lei și le aprinde și să aibă și ei. Și stă noaptea cu ea. La lumina lumânării se țes visurile Denisei. De la clasa întâia ea a fost ideul ei să învețe, să fie deșteaptă. Eu zic, mami, înveți pentru tine, să fii tu mare. Cum arăta viața voastră? Clasic corporatistă. 9-to-5. Dacă era 9-to-5, cred că era bine, nu mai eram aici, dar era... Da, plecai la 7 și ceva de acasă, stăteam undeva prin zona Pantelimon și erau multe ore în trafic. Când ajungeai acasă, nu prea mai era întreg la cap. Păi, e dor de București? Nu. Obosiți de haosul orașului,
Păream ca niște șoricei care erau toată ziua așa pe rotiță și se întâmplau aceleași lucruri în fiecare zi. Și-au pus viața pe pauză într-un sat din Vâlcea. E atât de mare diferența între cum dai startul unei zile în București, în trafic, cu toată lumea nervoasă, grăbită, versus cum dai startul aici. Când ieși în grădină și îți dai seama că lumea de fapt nu e grăbită, noi o grăbim. Mai greu de așa, n-are cum. De singurătate, e cea mai grea pe lumea asta. N-ai cu cine să știi o vorbă, un cuvânt, nimic, cel mai greu. Singur în Valea Șchiopului, în satul din care oamenii au plecat. Când s-a ființat satul ăsta aici, îmi pare că era un șchiop în timpul ăla, pe valea asta pe aici. Și i-a pus denumirea la satul ăsta, Valea Șchiopului. Și acum, cum s-a sucit treburile și s-a aia, s-a terminat satul tot cu un șchiop, ca mine. El e omul pe care numai sălbăticiunile îl mai caută. Singur aici cu sălbăticiunile, aici cu... Și eu mă înierc cum am rezistat până acum. La Dumnezeu mă gândesc că poate pot să mă scol și mâine. În cămăruța asta mică, pe care o împarte cu bunicul și fratele, se țes visurile Denisei. De tavanul de chirpici a agățat o jucărie, iar pe pereți și-a înșirat o ghirlandă de Crăciun, care să coloreze tot griul din jur. Da, pregătirea are o... Am un brăduleț aici. Da, decât să chinul la 2 ani, decât să chinie cu el. Și aici are și o instalație care cumpăr mereu baterii, dau câte 3 lei și le aprinde și să aibă și ei. Și stă noaptea cu ea. Stă noaptea, acum atât... Brădulețul nu are instalație. Dacă nu avem curent, nu avem. E decât pus de formă. Dar din ce e făcută casa? Din tulă, cum să zice, chirpici, tulă. Aici doarme socrul meu cu băiatul, cu Gabriel. Și aici doarme fata singurică. Aici e locuie. Că zicea, hai mami, să mai dorm cu noi. Nu mami, eu dorm cu tata. El doarme în patul ei, eu dorm în patul meu. Nu vă deranjez. Da, o ia ei, da. Și mereu, fiecare seamă pentru cu ei, mă rog. Pentru ei. Da, îi mulțumim Dumnezeu, învață de la clasa întâia până acum a șaptea, numai primul trim i-a luat și profesorii aproape, și știi și profesorii, diriginta ei, situația, doamna directoare, da. Chinui mai... Dar de unde ambiția asta? De la cine a moștenit ambiția asta și... Nu știu, are ea spine, mai ei, nu știu, puterea ei, nu știu. I-ați explicat ea... de la început cât de important este școala? Ea vrea ea, de la clasa întâia, ea a fost ideul ei să învețe, să fie deșteaptă. Ea zic, mami, înveți pentru tine, să fii și tu mare, să ai și fii și tu un viitor în viață, să ai și tu. Mami, eu vreau să mă fac învățătoare. Fă-te, mami, ce vrea. Face, of, mami, unde încarc și-o telefonul, mami, că îmi dă lecții pe telefon. Hai, mă, mami, că văd eu, hai, mă, tataie, du-te, bre. Ca și zic eu, zucrul meu, tataie, am rămas. În pandemie, când se făcea școala... Of, China a fost, vai, așa mare de capul meu. Păi mă duceam prin vecini, nu mergea tabletele, când aveam semnal. Păi și unde încărcați? Prin vecini. Îi plătesc la unul, dar măcar să încarci tableta să învețe fata. Și te mulțumesc total la primul. Precum cenușăreasa din poveste, visează cu ochii deschiși. Un colț de mare l-a apus de soare, surprins într-un tablou, e singura ei fereastră de evadare. Vreau să ajung cineva. Care e cea mai mare dorință a ta? Denisa e timidă și parcă nu înțelege de ce i-am trecut pragul casei. Așa sărac, acesta e tot universul ei în care zilele încep și se termină la fel, cu ultima flacără de lumânare. Doar când e soare afară, copiii au și telefon și doar atunci se aprinde singurul bec, legat la panoul solar montat de curând pe acoperișul șubred al casei de aceeași asociație umanitară. Vă schimba cumva viața panourile? Păi nu mai aveți da? Un avion? Da. Și acum cu minor, în momentul ăsta, cum încarcă sau nu încarcă? Până acum, astăzi... Nu, dacă 3 săptămâni a fost minor,
Am înțeles, numai da. Câte un pic de soare, să fie vreo 2-3 zile. Lumină și un acoperiș deasupra capului. E tot ce-și doresc, acum mai mult ca oricând. Și pentru ei vin sărbătorile. Și ei merită să primească. Până la urmă, asta înseamnă bucuria Crăciunului, să dăruiești celor care au cu adevărat nevoie și să împarți din puținul tău. Cea mai mare dorință dumneavoastră? Cea mai mare dorință mea care să fie? Să fie să reușesc să le bag și lor energie electrică, să aibă și ei ca toți copiii. Și să fie sănătoși, să meargă înainte. Cei care doresc să îi sprijine o pot face prin intermediul Asociației Speranță pentru România, accesând conturile afișate pe ecran cu mențiunea Familia Opriș.